Păi și ce vomitai fă de dimineață? Că așa făceai și când erai borțoasă cu oilalții. Vomitai de dimineața până seara. N-auzi, mă, că de la rață? Că avea de o jumătate de an în frigider? Du-te, mă, cum să fie de la rață? N-ai gătit-o tu bine. Cum n-am gătit-o, fă, că am făcut un pilaf? Ce să greșesc la un pilaf? E de la rață, că era decedată de mult. Așa mi-a zis și doamna doctor, că eu până la urmă să știți că am ajuns la dispensar și cu toți copiii după mine. Sunt bine copiii, fă? Îți vine, mă, îți vine copiii, că a avut cine să ducă cu ei. Că tu bine mersi, stai numai la palavre cu Celentano. Hai, ia vezi. Băi, ce mi-ai făcut? Băi, ce m-ai făcut? Deci mie îmi pare cel mai rău că nu ești gravid. Că și așa mă bucuram. Dacă era fetiță, firicele, ți-o botezam. O botezam și punem cel mai frumos nume din lumea asta, Celentano. Ia uite ce i-a venit glasul la loc. Veniți, mă, să-mi reparați frigiderul. Că dacă nu mă duc la Slobozia și-mi iau unul nou. Hai, mă, du-ți culele alea, să mergem să vedem ce facem acolo. Gata, mergem, filișerele, du-te în spate, aduc cazma. O cazma? Cazma, da. Bă, tu mă iei la mișto? Nu, mă, pe mine mă ia la mișto. Cum să repar, mă, frigiderul cu cazmaua? Păi, nu, băi, Asperino, tu ești fată deșteaptă, dar nu prea te duce mintea. Nu repar nimic, îți fac unul nou. Un frigider bio, beci. Mai dă-ți-l dracu, e tot așa răcoare, e și mai mare, e și mai... Nici nu te costă curentul, intri și vara frumos, răcoare, bei un șprițuleț, e bine. Ce, nu e bine sau care e problema? Ce beci, mă? Ia dă-mi e banii ăia, că cu ce mai am eu, mă duc și-mi iau un frigider de ăla pe care nu trebuie să-l dezgheți. M-ai înțeles? Cât era, mă, pe lista aia? 2 milioane? Bine că ai deschis subiectul, că asta vreau ca să... De, aceasta este o agendă care, atenți, am găsit-o în casă, n-ar nicio listă. Nu m-am măzgălel, care nici nu e scrisul meu, ia-l-o soacră mea. Mă, mă, Felicilie, stai așa un pic. Dar Celentano ți-a dat ție banii? Ce bani fă? Păi, Celentano a venit la poartă la mine anul trecut și mi-a cerut cu împrumut 1 milion. Și eu i-am dat. Și după aia a mai venit odată și mi-a mai cerut cu împrumut 1 milion. Și iar i-am dat. Și după aia a mai dat 50 de lei. Și de fiecare dată când mă întâlneam eu cu Celentano, îl întrebam, bă, Celentano, când îmi dai tu mie banii, când îmi dai tu mie banii? Și știi ce-mi zicea? Păi i-am dat lui bărbatul, i-am dat lui Firicel. Ce-a dat, mă, ăsta banii? Nu mi-a dat, fă, niciun ban. Dar tu ești proastă, că i-ai dat bani cu împrumut. Să te prind eu că mai dai bani cu împrumut fără să știu eu. Bă, Celentano, adică mă faci proastă în față și nu odată de 3 ori? Hai, ia, gata, lasă că mă descurc eu cu el. Păi ce, mă, pe mine m-a mințit? Bă, n-au să nu te bagi. Stai, mă, loc. Nu mișcă nimeni. Mă duc în casă, lipsesc 10 secunde. Revin imediat. Bă, stai, mă, unde te duci, mă? Ce e, mă? Ce e cu voi aici? Ha? Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.